Bună tuturor! Astăzi avem un nou unboxing de la Notino. Unul foarte mare cu produse de îngrijire, cu make-up, cu parfumuri, cu de toate. Rămâneți să vedeți! Am desfăcut deja cutia, dar n-am desfăcut produsele. Haideți să vedem cu ce începem. Începem cu pachetelul acesta. Haideți să vedem. Am aici niște produse de îngrijire, da. Ok, și prima care vine este o cremă, de fapt o loțiune de la Clinic. Ea era, de fapt, dintr-un set de 3 produse, dar eu nici dacă le-am pe toate 3, nu le folosesc pe toate 3. Tot alternez în funcție de ce are nevoie tenul meu. Așa arată micuța. Este tare, tare drăguță. Este o emulsie tratament pentru foarte uscată, spre uscată, o combinație din aceasta de ten. Și am de gând să o folosesc doar când simt nevoia, când mi s-a uscat mult prea tare tenul. Problema pe care nu o aveam înainte, dar cred că acum, folosind foarte multe produse destinate tenului mixt spre gras, cred că asta, într-un punct, îi ajunge tenului meu și are nevoie de o hidratare mult mai în profunzime. Așa că am luat niște produse care să mă ajute perioada aceasta. Am de la Neutrogena Hydro Bust. Am luat aici Water Gel Normal to Combination Skin. Am luat chestia asta și în căutarea mea am ajuns inclusiv la review-uri de pe Amazon, iar review-urile sunt foarte bune. Extrem de bune. Are mii de review-uri. Toate sunt numai de bine pentru această cremă. Și am zis că ok, hai să o încerc și eu, pentru că vine și la un preț destul de bun. Nu știu, voi ați încercat-o? Ați auzit de ea? Așa arată Neutrogena Hydro Boost Water Gel. Foarte drăguț, arată bine. O să o desfac când îi vine momentul. Mai am un pic din crema mea de seară. Și o să încerc direct pe aceasta. O să o pun și pe ea aici. Acum o să trecem la pachetul ăsta foarte mare. O să-l desfac. Care iese la iveală este Burberry Her varianta Intense. Am mirosit varianta Her simplu și mi s-a părut mult, mult prea apropiat ca miros de Ariana Cloud, Baccarat Rouge și așa mai departe. Am deja în colecție mult prea multe cu același miros. În schimb, când am mirosit Intens, mi s-a părut că are doar un pic de vibe din Baccarat Rouge, din acel miros, și are și altceva, altă notă, alt ambient. Și mi-a plăcut. Mi-a plăcut, chiar da. La fel e și Anna Sui de aici, Fantasia Mermaid. E acea sticluță minunată cu sirenă. Are un vibe de Baccarat Rouge, de ceva ce e în trend acum, într-adevăr, dar are și altceva. Ea e fructată. Și îmi place chestia asta, îmi place că are doar un pic. Așa e și acesta când l-am mirosit. Așa că l-am comandat. Și haideți să vedem cum mi se pare acum. A ieșit cu totul. Cred că puteam să-l scot și fără. Vino acolo.
Așa. Arată foarte frumos sticluța. E elegantă, e minimalistă. Culoarea aceasta este superbă. Un cappuccino nude, ceva roze. Minunat. Îmi place. Și... super. Are vibe-ul? Eu încă simt ceva acolo din Baccarat Rouge, din Ariana Cloud. E acolo vibe-ul ăla. Un ADN, dar e și altceva în plus la acesta. Nu e intens, nu se compară ca intensitate, ca miros cu tot de la Burberry, să comparăm My Burberry Black, care proiectează la mega distanță. Acesta e mai light cumva, mai de sezon cald. Și ușor mai caramelizat, mi se pare mie, un pic mai dulceag, un pic mai mișto. Îmi place, e ceva ce voiam în colecția mea, e ceva ce îmi lipsea, să zic așa. Și o să mă bucur de el. O să îl pun aici și o să-l mai mirosim la final. Și o să continuăm. O să continuăm cu asta, ca să scăpăm de ea. Este un blush de la Revolution, Sweet Pea se numește. Arată pufos, e un roz pufos foarte drăguț, foarte drăguț. Îmi place. Foarte tare. Nu o să desfac acum, momentan am blush, am luat doar o rezervă și că mi-a plăcut culoarea. În realitate e mult mai drăguță decât îmi imaginam. Haideți să desfacem și aici. Am luat un serum cu retinol de la Revolution. Am de gând să folosesc creme pentru față, destul de simple, fără ingrediente active de felul acesta, ca să pot să le amestec eu. Vreau să mă specializez pe chestia asta, cum să-mi folosesc serumurile și cremele. Așadar, am luat un retinol, care e vitamina A. Și mai e aici încă un produsel. Și apoi trecem la ultimul parfum. Nu știu exact ce are aici. Dar avem un tot de la Revolution, un serum cu vitamina C în 12.5% concentrație. Să fie fain să le folosesc așa. Bun. Și ultimul parfumel din comandă. Și am terminat. Este de la Banana Republic, Tobacco and Tonka Bean. Din câte am înțeles, ar fi inspirat după un Tom Ford. Pe unde se deschide? Pe aici. Arată foarte, foarte scump ambalajul. Cred că pe aici, da, pe aici. Wow! Wow! Frumos, frumos! Nu am mai avut parfumuri de la Banana Republic. Nu știu dacă sunt toate ambalate așa frumos, dar e foarte tare. Vai, ce culoare superbă! E super tare sticluța. Ambalajul m-a dat deja pe spate. Capacul e metalic și greu. Nice. Hai să parfumăm aici. Nu știu dacă miroase la fel ca Tom Ford sau după ce e el inspirat. Știu că se vorbea că e inspirat după ceva. Dar el miroase foarte clar a tonka în deschidere. O tonka cumva gurmandă, dulce, vanilată, mi se pare mie. Nu se simte atât de tare. Cred că a vrut să fie un fel de tabaco vanila. Dar nu seamănă cu... Dacă a vrut să fie tabaco vanil,
Vanilla de la Tom Ford nu seamănă. Dar are ceva plăcut al lui. Nu simt tabacul. Nu simt tabacul. Nu. Mai degrabă aș spune că Ted Lapidus Wild Soul, White Soul are tabacul. Deși nu are. Dar poate să-ți dea vibe-ul ăla. Dar ăsta nu are. Eu nu-l simt. Simt în schimb o tonka delicioasă. Tonka beans superbe. Foarte, foarte frumos miroase. Nu e ambalajul și el așa move-ul ăsta închis. Îți dă vibe-ul că ar putea fi un parfum tare, înecăcios, de seară, dar nu e. E light, e purtabil, e și de zi și de seară, destul de intim, nu proiectează destul de tare, e de vară. Cred că poți să-l iei și pe caniculă. Nu e tare. Mă așteptam la ceva, eu cu gândul ăsta îl luasem, să fie ceva tare, cu mult tabacu. N-are tabacu. Deci nu simt niciun tabaco, mai degrabă simt banane. Banana Republic. Amuzant. Haideți să vedem, bărbării. Este ADN-ul de Baccarat Rouge care se simte ușor medicamentos, stomatologic, cumva. Și dacă e asta și o combin cu caramel, sună ciudat. E ciudat, dar e mai plăcut decât Baccarat Rouge. Asta încerc să zic. E mai agreabil, adică ai putea să-l încerci her, simplu, Burberry her. Când l-am testat, am o mostră, am testat-o mai mult timp, adică să nu credeți că am mers odată în magazin, am mirosit și am zis gata, nu, nu-mi place. Am testat mai mult timp parfumul și nu mi-a plăcut, e prea apropiat, e 1-1 cu Ariana Cloud sau cu Baccarat Rouge. Acesta mi s-a părut că are ceva diferit. Mi s-a părut că e un love-hate la mijloc și am zis că poate merge. Și merge, cred că merge. Iar acesta e... Miroase a tonka, fix a tonka. Adică tonka mie îmi miroase ca un fel de lemn dulce cu vanilie. Ceva de felul acesta. Simte cumva lemnos și vanilat, cumva aromat dulceag. Așa simt eu tonka. Nu la fel de dulce cum ai simți chiar vanilie sau chiar dulceață, ceva într-un parfum, dar nici la fel de lemnos cum ai simți un lemn pur. Acesta miroase foarte, foarte aromat dulce, light. Mai am eu un parfum de la Douglas pe care l-am luat tot așa de curând. Bohème. Stați să vedem, îl am pe aici pe undeva să vi-l arăt. Jardin Bohème, L'essence de la Terre. Dacă ar fi să vorbim de lemn dulce, da? Dulce și lemnos. Acesta se simte clar că e lemn. E clar lemn, clar și niște licheni și dulce. Vanilie. La acesta nu pot să spui că e clar lemn, deși se simte înspre lemnos și e un alt fel de dulce, să zic așa. E un dulce al lemnului. El. E cumva mâncabil. E într-un fel mâncabil. Pe acesta nu l-ai mânca. E dulce, e drăguț, ha, e super. Dar miroase ca și cum nu te-ai apropia să-l mănânci. Cum e un parfum de cameră sau de mașină care miroase a vanilie, miroase a dulce, a ce vrei tu, dar nu e să-l mănânci, nu e gurman, nu-ți trezește simțuri. Ăsta îți trezește. Ăsta nu. Bun. Cum spuneam, cu produsele voi reveni în clipuri viitoare cu produse terminate. Parfumele le-am vorbit, o să revin și cu ele și sper că v-a plăcut, iar până data viitoare vă urez toate cele bune. Pa, pa! We'll be right back.